loc să vă puneți în locul lor, celor care au luat 35 de mandate în Parlament și dumneavoastră ați luat 26 mandate în Parlament. E normal, este din punctul lor de vedere, că trebuie să dea să le luăm pe și, și funcție de speaker de, al Parlamentului și funcție de prim-ministru. Primul lucru este alegerea președintelui Parlamentului cu scopul de a adopta aceste legi care ar elibera statul din captivitate. Noi, cei din blocul acum, am făcut dovadă că suntem împotriva regimului, că ne luptăm cu regimul în stradă și nu doar de ani de zile. Ei, până acum, au făcut jocul regimului. Ei au ajutat regimul să-și consolideze puterea prin faptul că au susținut legea sistemului electoral mixt. 2. Dodon a fost cel care a numit în funcție, în acești ani, judecători corupți, care au fost sugerați de către Plahotniuc, de către regimul lui. Nu am văzut acolo nicio încercare de curățare a sistemului sau de promovarea oamenilor onești și independenți. Promulgarea legii cu privire la amnistia capitalului, promulgarea legii cu privire la vinderea cetățeniei, ceea ce au făcut ei împreună pentru a deporta, expulza profesorii turci, legea care a venit să-i permită lui Șor să-și deschidă benzinării în, la Hotar și așa mai departe. Deci există un șir de dovezi care vorbesc că în timp ce noi luptam împotriva regimului, în timp ce oamenii noștri erau închiși și sunt în continuare băgați la pușcărie, oamenii sunt dați afară de, din funcție și așa mai departe, lucrurile astea dar nu s-au întâmplat cu socialiștii. Toată lumea asta știe, noi suntem, deci ceea ce încerc eu să spun, că noi, la acest punct de unde pornim, în aceste discuții, suntem cei credibili că vrem să dăm jos regimul. Ei nu sunt credibili, deci ei sunt cei care trebuie să facă primul pas corect ca să-și demonstreze angajamentul dincolo de vorbi. Atunci când vă așezați să negociați, să discutați, totuși trebuie să existe o anumită deschidere a unii față de alții și o anumită deschidere către, știi, de a face un pas înapoi. Prima etapă, primul lucru pe care trebuie să-l facă ei, să facă angajament clar în fața tuturor că ei sunt gata să lupte cu regimul oligarhic. Până acum n-au făcut. Nu au spus foarte clar despre planurile lor, despre o eventuală coaliție cu Partidul Democrat. Au zis că acum nu discută, dar nu au spus foarte clar că se exclude asemenea posibilitate. Dincolo de angajamentul public, să facă prima dovadă. Prima dovadă este să sprijine candidatul blocului acum la funcția de președinte al Parlamentului. Asta ar fi prima dovadă că ei sunt serioși în acest angajament pe care îl fac. A doua dovadă și cea mai importantă este ca să se voteze toate legile despre care am vorbit. Acum, în momentul în care s-au votat toate aceste legi, avem o altă situație. E o opțiune mult mai bună să meargă pentru toată lumea, să meargă în alegeri anticipate după ce au eliberat Procuratura, CNA-ul și alte instituții din captivitate și am mai reușit să schimbăm sistemul electoral, sau să mergem la etapa a doua de curățare a sistemului. Etapa a doua presupune un guvern. Și da, noi spunem că noi suntem cei mai indicați să facem acest guvern, suntem credibili în exterior ca să putem să restabilim finanțarea externă și în același timp să se facă curățarea instituțiilor care se află în subordinea guvernului deja. Ei sunt cu mâna pe butonul roșu, dacă vreți, în momentul în care consideră că instituțiile sunt suficient de s-au eliberat, sunt suficient de independente și se poate conta pe niște alegeri libere și corecte, atunci ei declanșează acest proces.